Bună dimineața, prieteni, sunt patroana. Patroana de la Strehaia. Uite, am adus micul jurnale aici. Mi-a adus micul de un prieten. O curcan. Am adus un pic de curcan, dar trebuia murătoare ceva, dar n-ai voie. Nu trebuie nici o murătoare, dimineața e 9. Un pic de curcan, după atâta pastile, medicamente. Le ia acolo. Da. Și prietenul m-a filmat și eu aseară, dar n-am mai pus. Eram obosită. Am filmat pe ftiile când le-am pus în farfurii. Ai filmat? Da. I-am făcut niște peftii de curcan pentru Leo. Luai un curcan de la mare, dar ăla Maco... Dar de ce nu-ți pică? Maco a zis că ți l-a dat cadou. Am dat 4 milioane jumate pe el. De ce nu-ți pică? A fost rău lui Leo azi noaptea. Să te audă dușmanii. Las că n-ai nimic, mamă. Mai bea un par de vin mâine. Spune că am făcut frisoane. Aia, am făcut frisoane, prieten. Era... Aici un frig, atras niște dinți. El nu înțelege, ia să afară în aer, n-are voie că dacă a scos dinți să stă în frig. Și uite, am dormit pe canapea, iar mă doare spatele. A zis, ce să avem să-l păzesc? Să vină Dana să-l păzească. Dana, nu? Aia te uiți la mine de napoda. Să vină încoa la mine, Dana. Păi ce, Dana, ce n-are grijă de mine? Păi are, de aia. Trebuie să-l spuneți că voi aveți. Păi de aia o te mâncoați, de aia o te mâncoați. Dar ce o te mâncoați, crezi că vine? De ce nu vine? Păi nu mai vorbesc. Păi atunci ea ține la câini ori la câini? Spune-mi adevărul. La câini? La câini. Așa spune pe prea dreaptă. Pe bune, spune la câini. Pe bune, că ea se omoră de câini mai de tot ca de tine. Ia să vedem, arde focul ăsta în sobița asta, care a făcut-o tatăl tău de la unguri. Că voi n-ați mai făcut nimica. Uite, această sobă, prieten, nu e să lasă focul să se stângă în ea, că ține căldură. Da. Și asta este, prieteni. O, că nu sunt sperietoare. Prieteni, vreau să vă spun de Luci că i-a făcut cura pe aici. Și nu vrea să o filmez, că parcă eu sunt sperietoare. I-a făcut focul, i-a pus lemne aici. Da. Și așa e, prieteni. Ce zici, Leu, că mai faci astăzi? Am o problemă cu așa de dinți. Ai o problemă cu dinți, că n-ai o oie, tu ai stat prin bucătărie, ai stat pe afară și ai scos dinți. Ca să tratează dinți la tine e greu, că ai diabetul. Trebuie să stai cu lea să nu iei aer rece. Dar tu nu ne înțelegem cu tine, că trebuie să-ți dau peste mâncătoare. Da. Vine vorba lui cutunița și lui bucătarul. Da, dar problema e că tu ești bătrână, cum să ai grijă de mine tu? Păi vezi, eu pic mai de tot ca tine. Da, mama, sui scările să vin la tine aici, mi-e greu scările. Eu am o femeie de serviciu. Tu zici că iai și nu ți-ai luat o femeie aici să te ajut. Mai bine o muiere. Cum a luat Tomi menajera aia și a luat-o și trăiește bine cu ea. Ca tată întâlai, ca stă cu Bogdan. Și vrei să-mi iau menajeră muie? Da. Să-ți facă treabă și să stă cu tine, să se calcă, să te aibă grijă de tine. Merită să-i dai banii aia. Dar merită la care nu-i dai banii, care nu-ți face nimic? Păi cum, mamă, eu sunt dușmana ta. Merită o femeie să-i dai bani, să-i cumperi de toate. Dar care grijă de tine, că nu-i mare lucru. Uite așa, să spună pe o farfurie, când ai pastilele, să-ți dă în mână ce 4-5 tricăuri, 2 pantaloni, că ți le-a spălat Georgiana, ai văzut. Nu e mare lucru. Că pastilele le ai tu, le pun asistentele, la muiere care e muncitoare și care e deșteaptă, nu e greu treaba asta. Da. 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 Mănâncă, mănâncă, ce mâncaș? Păi mai nimic ca tot nu mâncaș. Îl duc până la baie. Da. Da. Și să sunăm pe ăla de boiler, de ce nu merge boilerul, apa caldă, prieteni.
I-a făcut tanca un prad la boiler, prieteni, și nu are apă caldă, ca să-l ușuiască din casă, prieteni, că spuneți dumneavoastră că vorbim noi de ea. Nu are apă caldă în baie. Ce-a făcut omul ăla care l-a dus să ia, nu știu. Și acum a dus alt om, a zis că vine altul, să nu mai se ducă la mine să facă baie. Că bărbatul meu, noi i-am făcut condiții aici. Aaaa, dolopanul, dolopanul. Să stă până la baie. Hai, mănânci tu cu el. Uite, fac eu fripturică de curcan. Mănâncă și tocul. Am eu rugăminte la tine să mănânci. Ia să-ți arăt ceva. Ia uite-te. Nu trebuie muzică. Iată că ta nu trebuie muzică. Nu, lasă, strânge muzică. Bă, tu cu cine ai dormit asta? Bunică. Cu Botus? Bunică, ia să vă ceva. Vrei să vă ceva? Am găsit o la... Să arată pe bunică asta la canal de... Vezi că, vezi că el iubește să te împași cu bunică asta? Iată cum mă... Pop. Merge, hai de asta să și tu. Dar vezi, mamă, că el te iubește ca să te împași cu bunică asta? Patrona. Bă, cum vrei tu să o pupi la canal de el. Da, nu s-o pui și ai venit în capul, ceva. Hai, cheamă-l, mamă, să mănâncă și el cu tine. Stai puțin așa. Cheamă-l să mănâncă și el. Ia mănâncă și tu, mănânci? Hai, stai pe scaun, Golea, și mănâncă și tu cu el, cu bunicul. Hai, am rugăminte. Stai așa, un om în direct. Un om care să vină să ne facă becul, sau ce? Pe Florina sună. Doamna patron. Sună pe Florin să spună becul ăsta la mijloc, Golea. Că ce tu stai aici, să-ți facă boilerul, condiții. Trebuie să văd dacă poate să vină. Botul să sculăm, mă? Ia, ascultați, prieteni, în... Alo! Salut, ce faci? E de mai încet. Bă, de mai încet, de mai încet! De, că filmez. Îmi filmez, mamă. Unde ești? Unde ești? Sunt la hotel Greta, la Tăierești. Ai găsit-o pe Andreea? Ștefane, ai găsit-o pe Andreea? Ștefan, ai găsit-o pe Andreea? N-am găsit nimic, ai găsit nimic, niciun semn, parcă ai stat n-ai bani pământ. Păi, nu vii la mine înapoi să te angajezi, dar zici că vii. Vii, dar cu ce să vin, că nu suntem finanțe. N-am găsit să vin. Păi ești tu ocazie, că nici eu n-am pe cine să trimit după tine. Văd dacă am avut să mă împrumut la cineva de niște bani și nu am dat una, Păi i-am împrumut, hai că îți iau eu, îți dau eu după aia când vii. Hai ca să vii la mine, mai ui și tu, da, Andreea, mai Ana. Nu e voi, bă, că așa, uite, nu mă interesa pe mine, dar tot așa, nu știu că sunt găsit cineva, știu că mă ocupi și singur. Bă, vină la mine aici, să muncești. Hai că văd cum poate ori astăzi ori mâine, văd cum fac și vin, să văd... Hai, da, vină, că am nevoie de tine acum. Bine, hai, ne auzim. Te-am pupat, pa. Nu sunt mai criminalii. N-ar fi. Doamne, ferește, mamă. Nu e criminal, m-a pierdut după Andreea. A pierdut-o, eu știu că a pierdut-o. A pierdut-o pentru că ea, Andreea, a zis că o să lase. După asta nu-mi bazez. Pronca, Andreea, ai devenit. Doamne, Dumnezeu tu e, cine știe dacă a murit. Poate a răpit-o cineva unde era. S-a răpit-o la patroana, la bărbatul ăla lei. Nu cred. De unde? Nu, eu cred că a răpit-o altcineva, nu? Dumnezeu știe, nu cred că a răpit-o nimeni. Nu, ba da, mai sunt un mulțumit. Nu, mamă, nu cred că făcea Andrei așa ceva. Băi, a vrut să se ducă la copiii ei. A vrut, mamă, să se ducă, dar nu vei că nu mai ajuns, să nu știm ce-i cu ea. Îmi pare rău de ea. Dar tu ești un om mare, hă? Nu știu, bunicule, dar trebuie să se aducă la ceapta, Andrei. Bravo, bunicule, trebuie să facem ceva, bunicule. Mâncă-ți tu de aici. Țândă-l curcan, mănânci? Nu mă ducești să văd dacă se făcură peftiile. Du-te, liniștit. Ducești să-ți fac... Ia-i facere, să-ți sun și eu pe pană.
pusei să fac și o țără... Ce ți-a fac 4 ani? O țără ciorbă. Că eu părmă e plec la biserică. Unde? Să se scoală asta, Georgiana, mă, să... Bravo, că e duminică. Hai? Nu mai ești în casă. E duminică, eu nu mai ești în casă. Taci, din mură. Ce faci, domnul Pane? Ștenică? Da. Super! Gata, mi-a trecut, nu mai am nimic. Spune să vorbească românește, că suntem. Vorbește românește, că sunt pe blog. Tu de ce stai în plic toată dimineața, că scoli dincolo până acolo? Așa e. N-am cald în casă, nu a făcut 4 ani nimic, nu ne dă galben să facem condiții la casă. Vrea să ne omoare aici unde suntem. În acasă. În cameră. Ai foc? Am puțin foc așa, dar sunt îmbrăcat gros, am luat halatul pe mine, iau căciula. A venit Luci, ți-a făcut foc, spune. A venit sora mea. Că n-are muiere, n-ai găsit muiere. Hai, Milo, să vii să-ți iau la mine, să-ți dau o cameră, mă lea caldă. Serios? Da. Dacă nu-i găsești o muiere de ajeaba. Auzi, nu găsești o muiere. 4 ani după muierile. Păi da, vine Luci și face foc, e bine, Pane, că a venit Luci, îi bagă lemne, îi face foc. Nu e bine, nu vine Luci. Să așteptăm la primăvară patronul să găsesc muiere. Mai aștept, Pane. Dar n-ai băiatul ăla, unde l-aveai acolo, să-ți facă el lemne, să facă foc. Mai aștept, poate dă vreun semn, Dan. A dus la căldură. Nu, a plecat la unghii. De unde ești la unghii? Că nu ne-a spus să... Oh, lași mult-o. Dilouze. Leonardo Dulipanu ia scaunul și tu și stai lângă bunicul cu alea. Și mănâncă și tu carne de curcan. Hai, mamă, mănânc. Și ce faci, domnul Pane? Vinul ăla l-ai luat, să bem un par de... A, Doamne! Am luat. Termin injecțiile mâine și beau. Taci, Pane, cu vinul! A, nu pot să beau mâine. Ce? Astăzi ne aduce la mine și cu frica. Să văd ce frica aduce. Da, dar mintea aia... Păi, știi cât m-a încercat pentru frica aia de la tine? Păi, astăzi dau eu 5 zile. Mi-ai dat o sticlă și am adus-o acasă și a dat-o la oamenii care muncesc. Mamă, și m-a încercat cu toți din casă. O, oh, mulțumesc, domnul Pane. Știi că chiar te rog să-mi trimiți. Când vine prima dată. Dar vinul ăla când îl luăm și noi. Aduce marfa. Ai zis că mai sunt două damigene. Aduce marfa, domnul Pane. Păi, ia întreabă să găsească purcei, unde găsim? I-am găsit 4 ani două damigene de vine. Lasă vinul. E una. Bă, găsește purcei, unde găsești? Lasă-le, dragul. Aici, la... La Bebiță. Bravo, bine spus ăștia. Are 2 curcani Bebița-n tău. Păi nu mai ești în casă, gata acum, nu mai ești. Până în luni nu mai ești. Doar cu păpălincă și gata. Că uite, mă doare locul de la dinți, ne-a scos ăsta. Păi trage curentul, fricul. Poate. Da. Hai bine, Pane, mori mai târziu. A, nu acum, lasă când vine țuica, că nu beau acum. Și așa iau pastile. Lasă mâine, poi mâine, hai. Stai liniștit, hai, salut. Auzi, îmi trimite Pane patru la ce ieșire de țuica, dar nu pot să beau acum. Dar aia, țuica aia, dacă o trimite, numai cât un păhăr, vreau să bei tu țopitul. Auzi, ți-am trimis niște ceai de mușățel, ăla-i bun de dinți. Curăță infecția, unde e? Nu bei ceai, n-auzi? Ce rece? Păi ți-a luat mers în cană, unde l-a pus Luci? Cred că l-a uitat undeva. L-a pus la căcat oameni. Păi du-te el să bei. Că l-a curăță infecția, are romaniță în el, e toate modele acolo.
Și aia este prieteni. Ce este pasă? Hai? Ce poate să fie? Ce să fie, mamă, că nu mai pot nici eu, mă doare spatele, picioarele, nu pot să mai umbru. Sunt bătrână și eu, nu pot să mai umbru, mamă. Dulipanul, mănâncă și tot țărăcarne de curcan. Hai, bă, copile. Dar nu ești tu scaun să stai jos. Dar vezi, mamă, sângele nostru, cum e copilul să scoală, cum ne sculăm noi? Vezi? Ăsta seamănă cu noi, copilul ăsta. Și mănâncă cum mâncăm noi și se scoală ca noi și țâmpă ca noi. Gura mare ca noi. Băi, mai vorbiști tu cu Alin, bă, Dulipane. De unde? Că i-am scris numărul. De ce ai scris numărul? M-a nevoat o lată. Te-a supărat? Tu ce faci când te nervezi? Mi șterg. Și ia stai, tu n-ai numărul lui Albina, n-ai mai vorbiști tu cu ea în telefon. Nu mi l-a dat. Să ceri tu numărul de la cineva și să treci numărul lui Albina, să mai vorbești cu ea. Mm-hmm. Frate tău, cu cine dorme acolo? Singur. De ce nu dorme cu Buzat? El singur într-o cameră, ea singură într-o cameră. De ce nu ia copilul cu ea? Nu știu. Că nu vrea el, vrea să pus. Dulipane. Poate mă duc la baie. Dulipane. Pa. Să nu cază în papucea mare. Nu. Dar zis-mă, mamă, că i-ai papucii și nu i le-ai luat când am fost. Uite-l, o papucii tăia mare merge cu ei la baie. I-ai luat în mână și până el ai pus înapoi. Când ai luat papucii ai mici în picioare, înainte îi duci acolo. De ce le-ai pus înapoi? Care? La magazin. Care mă papuci? Când am fost la magazin, te-am luat haine. Închisă-i duci acolo. Păi nu le-am luat că nu mai aveam bani. Ai închis ușa la baie? Da. Hai că mă duc. Sânge, mamă, muzică. Să trăiesc la îmbătrâniți, ca mărtam, fiertam, fiertam, la fiert. Bravo. Ce faci, mamă? Telefon. Al cui, al tău? Mai revenim, prieteni. Salutare, prieteni. Uite, sunt aici cu patroana. Bună ziua, prieteni, suntem pe canalul Leo de la Strehaia. Leo de la Strehaia, unde am mâncat lupul aia. Deci, prieteni, și suntem aici, uitați. Prietenii, i-am adus peftii. I-a pregătit micul jun. Uite, micul peftie, jun. Peftii. Și ciorbă de curcan. Ciorbă de cocos de curcan. Da, cred că e rece cu ciorbă de curcan. Păi, de când te aștept, mamă, ia. Da? Ia că te filmez eu și încearcă cum e mâncarea. Ia filmează patroane. Ca să le spun la prieteni ce-am pățit. Haide. Ia stai să iau halatul ăsta pe mine. Stai să iau halatul patroane să văd. Ia că e frig în cameră. Facem foc, facem, dar tot e frig. E camera mare, făcută ca la parlament. E vorba că... Ia, una așa. Ia, unde-ți patroane? Iar uite-te pe mine aici, și du-te mai în spate, nu filmează. Tu știi cum filmezi pe jos, pe la scaune? Da, dar nu mă filma de aproape, că dacă nu chem pe altcineva să mă filmeze. Ceamă pe ai tăi, care sunt. Bine, tași că chem pe ai mie. Tu pune și tu pe ciorbă, pe astea, nu pune așa.
Nu eu pun pe scaune, pe, pun pe gunoaie, da, da, nu te uiți. Ca să vadă prietenii gunoaiele, să vadă almopera. Eu vreau adevărat la prietenii mei. Lasă vrea adevărat. Să le arăt. Tu îți bagi joc. Cum de să uită prietenii tăi? La cum îmi bagi joc? Eu nu îmi bagi joc, aceleași pe mei bate joc. A, că mă mătură frunzele să le arăt. Eu le arăt ce fac mâncarea asta. Cu soba aia, vai de mama ei, cu bucătăria, vai de mama ei. Dar mi-ai adus dita mea parpurie de piftie. Dar nu bag atâta lămâia, că de aia te doare dinți, că-i preacă. Tașcă, n-ai voie la dinți să mănânci. Tașcă, povestesc eu la prieteni. Păi, dar băga și țări de lămâie ea. Deci, prieteni, am făcut ieri un pliston de era să mor, prieteni. De era să mor, pe cuvântul meu. Am și tensiunea 20. Mi-era rău și tensiunea 20. Și te mura cu totul, prieteni, în seara. Păi dă-i patronă, uite și tu unde... Păi de iau asta, că ai aruncat-o jos. Doamne Dumnezeu, doamne, dau și spar cu farfurile astea. Mănâncă și taci. Dacă nu te uiți unde filmezi... Uite, mănânc. Mănânc, să zic, arăt, mănânc. Mm. E bună? Ai băgat prea multă lămâie. Nu pare e bună ca aia de ieri. Apo? Care am făcut-o eu. Aia mai băgat și sare în ea. Asta am băgat un strop de verzetă. Asta trebuia să bagi niște ouă, niște alea. De-aia a fost aia, așa, că am băgat și un pic de sare. N-are gust, dar o mănânc, patrona. Să-ți aducă sare? Nu mai să-mi aducă sare. Ai băgat multă acritură. Pentru că iau tratament și n-am voie sare. Ia vezi ăstea, peftiile. Aici ce? Carne de curcan. Mănâncă carnea dacă nu-ți place ciorba. Mănâncă carnea? Da, ca griva. Dau furculiță, n-am. Unde ți-i telefon? Unde-l ții? Unde-l ții? Tu nu vezi furculița înaintea ta? Ridică nu vezi bine. Așa. Nu ține mie telefonul pe jos. Păi serios, îmi ții telefonul pe jos. Și pe jos, și pe jos. Filmez pe jos. Uite pe jos. Măi, omule, ce ai cu mine? Eu sunt camera mami. Nu mai filmez deloc atunci. Unde e camera mami ta? Prieten, am avut o problemă la dinți și mi-a scos domnul doctor 4 dinți. Să vede de aproape, cum o să vede acolo? Să vede frumos. Dă-te mai în spate. Să vede frumos, mai așa? Așa, da. Să vede frumos. Și, prieten, mi-a scos domnul doctor 4 dinți. Și cred că am făcut infecție la ele, la ele pentru că am ieșit în plic afară. Am luat și antibiotic, dar problema este că mă doare, mă doare aici, dinți. Deci doare, cred că ai făcut infecție. Și am făcut ele, am făcut pistoane. Doamne, dar am crezut că mor. Mi-a de-aia... tremurat corpul, îmi tremura inima. Dar ai avut și diabetul mare. Îmi tremura în spatele, am avut diabetul aproape 400. Păi vezi, de ce ai avut diabetul 400? Și am avut și tensiunea 19, prieteni. Ai umblat în frig, apară, să filmezi, să faci. Mie mi-e frică la tensiunea 19, eu am făcut impartul la pușcărie. Taci acum. Am făcut accidentul vascular. Și m-a spiriat rău de tot. E bunuță. Ciorba asta e acră. Ai băgat prea mult în ea. Dar mă deranjează încă la dinți. Pentru că mănânc și lovesc acolo. Păi mănânci prea acru, n-ai voie acru la dinți. Nu mă înțelegi când spun. Am băgat sare de lămâie și am mai băgat și lămâie. Patrona e doamna doctor, prieten. Păi da, eu știu că sunt trecută prin mulți. Și n-am voie, mănânc ciorba rece. N-ai voie nici caldă de tot părită. Ai mâncat o ieri fierbinte, poate și de-aia. Călie trebuie la dinți. Nu am ieșit în plic apară. Bine, am ieșit în casa asta, în bucătărie. Și am ieșit plicul așa la gură. Trebuia să pui fular, tu n-ai pus nici fular. Da. N-ai pus nici aia de COVID, mască de aia. Trebuia să-ți pui la gură, ca să nu iai aer la dinți.
Patronat, tu ai mâncat? Eu am mâncat un pic de ciorbă afară, un crastonel de ciorbă de asta. Din peftii n-am mâncat. Dar a fost bună ciorbă? Da, a fost bună, dar eu n-am pus acritură așa în ea, cum pui tu, dar am pus un strop de sare. Da, dar mănânc acritură, multă. Mai arătă-și tu piftile alea, unde ai arătat seara? Doamne Dumnezeule, cum ții? Hai să gustăm puțin și din... Ia peftiile. Din piftie. Că-s mai bun peftiile. Și unde e o pipă de-aia îmi trebuie? Păi nu știu în care farfurică am pus, mai luată ea țară. Cred că e și pe aici, ia caut-o pe partea asta. Că am pus și pipăte de pui și de curcan. Pe unde, patrona? Că n-am găsit nicio pipăte. Hai, caută. Unde? Caută acolo. Ăsta ce e? E pipăta asta, ce e? Nu e, mamă, pipăta, e țâm de ăla. Păi țâm și de unde? Că vreau și o pipăte. Uite, uite, pipăt. Nu e pipăte. Băi, pipăt. Hai să văd. De ce bune sunt? Uite-ne telefonul pe mine. Ai uitat, uiți telefonul jos. Nu e pipata. Acum vreau să mă duc toate farfurile, mănâncă alea. Bine. Mănâncă de pui, uite, pipoci. Nu e pipata. Nu e pipata nici asta. Ăștia le mărunte sunt. Care? Păi dacă dătuși pe ei ala. Ne alții aici. Dacă nu e pipote. Nu e. Uite, sunt pipotele alea, nu. Unde? Le vezi? Care? Astea? Ale mici alea. Păi de ce le-ai făcut așa de mici? Păi de pui sunt alea. Așa, alea de mari, de curcan, unde sunt, care-i dat banii pe ele. Uite, ține teleporul bine! Și cu cine s-a mentu cu alatul ăsta? Și că era un om la noi care era barbe și-l temam. Cu ăla s-a ment, mamă. Așa? Mănâncă ăsta, cotoi. Dă-l la mine. Hai, te rog, mănâncă și tu cotoiul ăla. Hai, mănâncă-l. Ia mănâncă să te mă că mănânci acum, hai. Dar de ce-mi faci așa? Mănâncă. Păi de ce-mi dai mie să mănânc cotoiul ăla? Păi, mamă, ăsta e bun, ia tu de pe el, stai. Nu, nu iau eu de pe ele. Gata, nu mai am mâncat. Am luat asta. Nu mai întrebi. Păi, dar mănânci puțin, uite pipot. Uite pipote de pui. Păi nu vreau de... Aia e de curcan acum, mai încolo, că nu mai mă duc în bucătărie. Bine, patron. Mănâncă tu, nu să-mi dai mie. Ia. Mănâncă tu. N-a făcut bine gelatina asta, prieteni? Deci n-am pus gelatina de când sunt, Anca punea. Și nu știam cum să o pun. Și mă învățară Luci. Și ai pus aseară? Da. Hai stai pe acolo jos și mai vorbește-i tu ceva dacă nu vrei să mănânci. Da. Ca să te vadă prietenii. Da. Stam lângă sobă, prietene, aici. Soba de-a făcut-o bărbatul meu, uite, arde focul. Arde? Da. Aici, băgară-n băgăluci, lemne toată noaptea, toată ziua. Dar-i cald când nu lasă moară focul, ea, e căldură în cameră. Dar ei, cine face foc, bagă câte un lemn și lasă așa. Cine face foc? O soba trebuie să o umpli de lemne, să fie caldă, uite, ca să aruncă căldură. Uite, nu poți să-i mâna pe ea. Patron? Și aruncă căldură. Ascultă, patron. Da. De ce vrei tu să stau cu tine aici? Hmm? Mama mai stată din cauza că ești bolnav. Unde se duci? Mă duc la Dan, dar nu mă primești. Doamne, mă primești, nu te primește, te primește pe interes.
Vrea să o duc la turci. Păi acum nu mai are bărbat. Vrea să o distrie și pe urmă i-a arătat cu piciorul. Păi e vorba dacă are bărbat sau nu. Are femeia, cum să n-aibă bărbat? Crezi că stai singură? După tine așa. Crezi că stai singură? Cum stai tu singur? Păi cine te mai înțelege pe tine? Cum cine mă înțelege? Cum să aibă bărbat dacă mă se mai împacă și cu mine? Doamne, pe, poate să-i spun aluia. Bă, pe Leo mă împac cu el ca să-l fac de bani. Așa? Și poate că să-și ieși bărbatul ăla, tu n-ai mai văzut așa ceva. Înseamnă că nu știi nimica. Unde l-ai văzut? Sunt bărbați care dă ei femeile lor ca să ia bani. Da. Păi Zidana, crezi că are așa ceva? N-are ea bărbat. Nu cred așa ceva. Cât ai stat tu în pușcărie, cât a stat ea, că n-are ea bărbat. Nu se poate. Nu cred niciodată. Păi ce știi patronul tu și nu știu eu? Femeia are grădină, are de toate, are ceapă, are bulion, are ălea, care nu ți-a dus o roșie, o păi ceapă. Păi da, mă duc și eu să mănânc din ele acum. Care nu ți-a dus o roșie, o ceapă, nimic. Are de la țară, acolo are și ea găini, are găini, ori are câini. În loc să fie ținut o turmă de găini, să oavă, să fac. Da, doar ouă și mănâncă doar ouăle. Are. Păi și găinii ălea, câinii ce dar amendă? Vreau să-mi spui ce, ce vantaj dă câinii. Și câini. Tu schimbai galben și luai mâncare la câini. La câinii fac dar bani. Ce, a venit câinii la tine la pușcărie? Stai, patronă, că ai... Bă, le-ai ținut cu bani câini. Ia uitați, am mâncat prieteni aici. Am mâncat jumătate de ciorbă, am mâncat piftia. Uite câtă piftie mi-a adus patroana. Patroană, adă și mie insulină să o fac. Păi nu știu care e. Lasă, spalte pe mână, nu după mâncare. Du-te, spalte pe mână și fă-i insulină. Păi n-are cine să-mi filmeze. Adică filmeze, ce nu știm să filmez. Ce dăm și noi? Du-te, spalte pe mână și fă-i insulină. Așa. Lasă-mă că nu mănânc, mănânc mai târziu acum. Când se scoală copiii, mănânc cu ei la masă. Vezi să nu cazi pe acolo prin baie. Și așa e prietenul, îi vine nervi. I-a fost răvasară prietenii. A fugit Luci, eu când văd de ăștia, rămân așa țăpenită. Sunt tare fricoasă. Și tremura cu totul prietenii. A venit Luci, a venit tânora ei. Ai Luci, ai un pachet de șervețele în casă, ai un postop ceva, că te fac de râsul lumea acum. 15 soape ai cumpărat. Ia uite. Iar n-ai prosoape. Ia uite cea, mă șterg pe floare. Doamne ferește. Da, mă șterg și bagă la spate, dacă n-am șervețele. Mă, mamă, cum să n-ai? N-are cine să-ți dă în mână, mamă. Na, patroane, fii atent ce faci. Ce, nu răsturn acolo? Dar răsturn jos? Nu, lasă la mine. Ține telefonul, unde îl ții încolo? Păi tu ce vrei să faci cu crastonul? Să bag niște lapte aici. Mai bine mănânc lapte. Mănâncă lapte, bagă în cană. Păi nu ce să bag. Cana. Eu nu bag în cană lapte, bag în castron. Ca să stare cu să mănânc. Bagă aici pe farfurie din craston. Unde? Pe farfurie. Aici? Da. Așa. Și șterge cu ăla. Cu șervețel? Da. Nu mai știu cu nimic, mă, mamă, nu sunt doi ca ta. Nu sunt de 20 de ani să umbru și înainte și înapoi. Păi zici să nu iau pe Dana înapoi. Și Dana umbră? Da, Dana, știi cum e, spirit. Dar tu făceai mâncare la când erai la piperă. Da, făceam mâncare la piperă eu. De ce făceai tu mâncare? Făceam că mâncare, că da. Zicea pe mea să nu se umpră părul ei de hamburi de mâncare. Era vorba... Hai, vezi că știu. Dana pe cuvântul meu, dacă nu are grijă de mine, dă pastile, dă de toate. Are grijă, are. Nu se mai împacă cu mine, așa e problemă. Are grijă că vrea să-i dai bani. Da, dar nu se femeia mai... care vrea bani pe interes, aia nu-i femeie. Nu se mai împacă cu mine, pentru că are bărbat aici. Da, și cere bani mult de la tine am auzit. Lasă-mă, mi-a spus tate, tate mi-a spus. Lasă-mă cu tate, cu vrăjeala, dacă știu mi-a spus cine... tate că auzi cere păi, Dana cine... de la tine mulți bani. Știu cine ți-a zis, că eu am mințit-o pe fata aia. Nu, no, tate mi-a spus că vrea, a spus tate că să meargă cu tine la Turcia, ca să mergi și tu. Păi eu nu te las la Turcia, să știi și tu. Că n-ai tu bani de Turcia și să faci 1000 de kilometri și a țară, ai văzut ce ți-a fost de rău. Tu ești om să te duci la Turcia? Patrona,
Patrone, sunt lucruri care tu nu poți să le înțelegi. Mă, mamă, când ai fost tânăr, te-ai distrat. Ai fost la Năsâmpurile de Aur. Așa. Ai fost la Dubai. Așa. Ai fost în străinătate, te-am lăsat, că erai tânăr. Aveai bani, aveai putere, forță de muncă. Iar asta e ceea ce mă duc la prieteni, ia vină cu asta. Cum spunea tatăl tău, acum nu mai se poate să las după tine. Ia vedeți, prieteni. Așa e, mai bun laptele, mă. Uitați lapte cu pâine, dar mâncați și mâncare. Lasă acum să se facă asta să văd. Așa să mănânci tu lapte dimineața, să nu mai mănânci carne. Înțelegi? Păi dimineața, patru, cât e ceas? Eu 12. 12? E 2, 3 ceas. Păi da. E 3 și ceva. Și așa e, mama. Și te-am lăsat, te-am lăsat după tine. Pune telefonul pe mine. Dar acum nu ți mai las după tine. Acum ce-am pătimit eu la spital, am stat 3 luni, am dormit în mașină. Și erai în comă. Și erai, nu mai vorbeai nimica. Cum să te mai las sem singur? Hai spune, cum să te mai las? Tu ești om să mai ești om să te duci cu femeile? Păi te-am cum ne duce, nu vrei? Mă, omule, nu dau că n-am făcut nici pașaport, că nu te las nici pe tine. Hai să fac pașaport, dacă n-ai făcut un pașaport, ce? Ei, dacă îți părea rău de mine, îmi făceai pașaport când ți-ai făcut ție. Că am dormit 3 luni. Anul trecut am făcut pe bancă revelionul. La spital, la Fundeni. Și tu nu te-ai gândit la mine, da? Te-ai gândit la Dana, care stătea cu păsărica în sus și cu poștașul lângă ea. Da. Patronul, ai informații greșite. Cine te-a zis, e tache? Da, mi-a spus tache că ai spus, ți-a spus Dana să fac rost de bani. Să ai vreo 20.000 de euro. Așa plătești tu păsărica, cu 20.000 de euro. Vai de mama ta care te-a făcut. Doamne. Care te-a făcut. Mumule, ești bun la să bei, să mănânci, să te distrezi pe banii ăștia. Să-ți ai haine, să-ți ai ce trebuie, să stai ca boierii. Atunci. Și să te primi să găsești o fată, o femeie la 2 săptămâni odată. Ce trebuie femeie, mi-e rușine de tine, că sunt mama ta. La 2 săptămâni găsești o femeie. Ce trebuie să-i dai la asta 20.000 de euro? Doamne ferește, să nu te-am mai aud femeie când mai cer bani de la el. Că el dă banii pe pastile, pe tratament. Vezi, îți dă treaba ta. Du-te la poștașul tău, te rog frumos, și lasă-ne în pace. Că uite, eu pătimesc pe lângă el. A stat aseară, te mura cu totul. Și nu puteam să mai iasă vorbă din mine. Muțâsă-mi, că când văd de ăștia, mi-e rău și mie. Și a venit Luci cu sorul sa, cu norul sa, și i-a dat pastile, i-a dat paracetamol, olcalmin. Eu nu știam nimic ca să-i dau. Patru? Da. Dacă mă împac cu Dana, trebuie să mă mut la ea acolo. Dacă mai spui de multe ori, mă împac și par de mor. Nu e femeie să ai încredere în ea, ca asta de pe sală de aici. Ca femeile astea nu e să ai încredere în ele. Îți pe interes. Ai făcut vedetele, ai făcut să ia bani pe oitu, pe ăștia și acum ți-a dat cu piciorul în fund. Dar Dumnezeu o să le vadă. Am mâncat cam mult, patru. Da. Cam mult am mâncat aici. Lasă că n-ai mâncat mult. Ai mâncat, fă-ți insulina, ai făcut-o? Păi de unde, că ai zis că nu are. Cază-mi de acolo, din geam. Da. De la mine. Dar spalte pe mâini. M-am spălat. Uite cum dai cu telefonul tu pe jos. Bine, deci o să fie o filmare bombă, prieten, cum i-a filmat patrona. Mă duc și arunc asta în baie. Da? Păi da. Așa, patrona. Prieten, mă scuzați, dar patrona a plecat. Uitați, asta e mâncarea care am mâncat-o. Am mâncat jumătate de ciorbă de asta de cocoș. Și am mâncat un sfert de farfurie de piftie. Asta e piftia. Cu niște pipoțele era în ea. Deci asta a fost mâncarea care am mâncat-o și am mâncat jumătate de asta de sană. Ce ai făcut, patron? Cum ți-am aruncat acolo? Hmm? Ai aruncat, da, dar tot murdare e. Ia vezi, insulina o am acolo în geam. Eu am mâncat și m-am lovit la locul ăla, unde, la dinți, prieteni.
Ce faci 4 ore acolo? Cine te sună? Alo. Tăcăr. Hai de 4 ore că nu acolo, uite acolo în geam, în stânga, la geam. Cârdea pune ăsta în pisoare, cai. Acolo 4 ore, vezi? Și le-a cică gânipa, dar da, unde tu ne-ai curată? O pungă e acolo în geam. Nu-i nimic. Uite, ca să mă ridic și eu, prieteni. Ca să mă ridic și eu, prieteni. Ia stai, patroană. O să ne pe vlog, spune. Uite așa-n pe vlog-ul, hai. Hai, stai ducă-te mâna. Cotonița era? Cotonița, creapă de peftică, le-a văzut, să-i tăne pefti. Pe cine? Pe trimis pe cine? Vine bucătar. Ha? Vine bucătar, să-i tăne și pefti. Tu și în pușcărie pe pam de pefti? Și nu mi le-a primit poliția și plângea. Lasă patroane. Da. Ce credeai tu la pușcărie, dar e vorba să fac insulin acum, prieteni. Eu și dă și mie ochelarii, patroane. Unde tu? Lasă acolo. Lasă. Stai acolo înapoi. Deci. Hai, stai acolo. Așa, patroană, îmi fac insulina cât trebuie. Păi că trebuie să pungem pat. Da? Da. Păi ce să fac în pat? Că n-ai unde să te duci, nu murdești nici o apacere. Stai în pat, îți filmezi și gata. Mi-ai filmat tu, ai făcut praf. Că ce n-am un dar să vă iau și pastila asta? Ce pastila? Și oporul ăsta. Păi cum să nu le ai? A, dar nu-l mai lua, că e prea, e mic acum, cât a zis să e? E 270, mică. Ia întreabă pe prietene, mică prietene, insulina. Insulina e pe glicemia. Glicemia. Și eu am făcut filmare, n-are ce să mi-o leagă, n-are, dacă ăștia nu s-a sculat. Ce să faci, patru? Nu mai faci. Deci? Păi ce filmare să facem? O filmezi tu cu cimentul și cu pereți? Dar tu cu ce filmezi? Uite, te filmezi bine acum. Da, filmezi bine. M-am filmat omul ăla, mergea la mine omul. Du-te pe mine, etaj în gură, că facem treaba aici, zicea. Așa zicea? Așa mă zice. E bine, ce să-i dă, îi dă o jumătate de sticlă de vin. Că nu putea să facă fără băutură. De care vin ai dat, Tealuș? Ai vin de ăla, de-a, să beai numai tu, să bea și omul. Păi dai la gâște așa, vin bun. Păi ce să facem? Da, prieten. Am fost în beci, mamă, de dimineață, nu trebuia că-i duminică, dar am pitot și varza. Ai găsit aur ceva? Am pitot și varza, că să nu se stric. Ai găsit aur ceva? Această femeie nici varza n-a pitocit. Patrona, dacă... Să lasă pe mine, femeie pătrână, să pitoce și varza. O, că vorbești prea mult. Vorbesc. Ia spune mie, uite, am probleme la ochi. Bă, la ochi iar cu paianjenul, bă, picioare. Păi vezi cu paianjenul. Nu da. Faci insulina cum trebuie. De ce nu ai lăsat la om să mergi la controlare? Păi dar ai diabetul mare și nu... Păi tu ești prea nebună, patroană. Mă, omule, tu dacă nu faci tratamentul, cum se spune insulina, să tratezi diabetul, de-aia vezi dublu. Păi nu poți să mergi la... Ochii sunt de la diabet. La control, nu poți să mergi la București. Acum, după sărbători. Acum, ca să pacă și ochiul mie bine. Aia treaba avem acum pe frigul ăsta. Tu nu vezi că ai și tot sărăpii... Apară ieri în bucătărie, ai filmat, ai făcut și ai făcut de la pison. Mm-hmm. Că aveai dinți scos din gură și tu ai umbrat în plin. Și mănânci și acritură, să spun să nu bagi acritură la dinți. Nu-i voie, și cald de tot. Uite, m-aș băga acum la somn, patron. Băgă-te, dacă ți-e somn. Mi-e somn, patron. Dacă ți-e somn, băgă-te în pat, că n-ai unde să te duci. Păi și ce fac? Să scoală copiii, fetele, vin cu ele, mai vorbesc cu tine mai târziu. Păi unde se mai scoală? Nu s-a sculat nimeni? Nu s-a sculat nimeni. Nici numai această femeie acolo la biserică. Numai al mic? Al mic se scoală ca noi. Ce unde e? E dincolo la babă, să m-am dus și eu țără, l-am filmat în pat
Și s-a supărat această femeie că de ce filmez în cameră. Ce? Că să nu se vadă în cameră, la ea trebuie să vadă curat, nu ca la noi. Noi suntem mai murdari. Ia uita și la mine în cameră, prieteni. Da, nu-i mai așa. Pe bune, patul braiște. S-a făcut Luci ce-a putut. A luat gunoiul de la sob, a luat cenușa Luci. Ce să-ți facem, bă? Să faci ce pot. Ce faci, patron? Păi de ce mă ții patron aici? De ce nu mă las să mă duc să găsesc o femeie să bagi? Te mănâncă câinii, mama, am pătimit pentru tine. Am stat la spitale, te-a sculat Dumnezeu și maica. Ți-ai pus pe capul meu, patron. Care nu uităm niciodată. Da, patron, dar te-ai pus pe capul meu? Da, nu, ce te las. Vrei să te lepo pâine de cameră aici. Auziți, prieten, nu mă lasă să plec. Nu. Deci patroa nu mă lasă să plec, prieten. Stai la tine acasă aici, ce să facem? Am alergat și bani și galbeni, a făcut mult, tată, m-am făcut și ce-am făcut? N-am câștigat nimic, s-a dus de aia. Trebuie să mă barberez și eu, patrona. Muncea, tată, trebuie să fac baie, dar uite, n-am apă caldă să fac baie, patrona. Mă, ai apă caldă, cum nu? N-am că-i tras boilerul din priză. Lasă acum, că de seară faci, nu faci acum. A, de seară, să fac o programare baie. Da, de seară. Păi ce nu poți să stai la cămașă acolo, la apartament? La cămașă? Cu cine? Să stau în bijamane acolo. Acolo? N-ai odină nici acolo. De ce? Golește buzunarele tot. A venit și ăla, cum îl cheamă, și poetul, săcă poetul. Lasă, stă poetul acum, să mănâncă, să bei, îi face Alin. În camera mea stă poetul. Îi face Alin mâncare la ceaun. Ai văzut? Unde ai văzut? L-am văzut pe filmare. O, păi tu urmărești filmările lui Alin? Da, i-a făcut pui la ceaun. Și-a mâncat poetul? Da, lui poet, da. Doamne, foarte bine. Deci, prieteni, e patroana să ține după mine tot timpul. Nu știu de ce să ține ea după mine, că ar trebui să mă lase și pe mine să mă duc, să-mi găsesc și eu pe cineva să-mi găsesc. Dar ai văzut cum ți-a fost azi noapte, da, dacă nu era nimeni lângă tine. Lasă-mă. Ai spune pe drept, dacă nu era nimeni lângă tine. Veni Luci, păi, ripede, nu ajută să-ți răpație. Mi-a fost rău, că stau aici în plic, patroane, cu asta nu înțelegi. Tu crezi că stai de gânduri. Păi și să stau aici să mor? Unde e plic, uite căldură face să mor. Vrei să stau aici să mor? Duci. Nu pe bune, vrei să stai să mor? Și eu dorm liniștită la mine. Păi tu unde dorm liniștită? Și tu mori de plic. Păi eu dorm la mine în pat. Am dormit pe canapea, mă doare mâinile, picioare. Dar știi ce plic e la tine? Păi n-am făcut foc. Eu am fost în baie odată, am crezut că mor. Dacă n-am făcut foc, la mine face camera de nu poți să stai de căldură. Da, patronă, și ce facem în situația asta? Ce să facem? Băi, dă-i centrală 100 de milioane și te las pe buton. Și aia trebuie să-mi bagi. Numai să nu plec de acasă. Da. Numai să nu plec. Bagă centrală. Ce centrală să bag, patronă? Ai încercat toate modele centrală, și pe curent, și pe lemne, și pe tot. Și? Și aia trebuie dirijată. Pă, patronă, a plătit aceasta femeie camera asta încălzat și atât. Lasă cu femeia, a plătit. Ascultă-mă, patron. Da. O să bag centrală pe lemne aici, dar o să trag și la Alin în cameră. Da, trage. Și trag și la ea? Păi cum să lași, că te doarme și Alex acolo. Păi și ce facem cu această femeie? Iar să dai 100 de milioane, trage aici și în aia două camere. Și în bucătărie la tine, și amică. Și bucătărie la mine. În bucătăria mică. Să vedem ce zice ăsta, Frodini. Păi da, dar e vorba, știi care e? Că la ei cred că nu mai au instalație deloc. De ce să mai dau banii pe instalație? Să cumpere ei țevi. Păi cine să cumpere? Care vrea să facă căldură, tu ai țevi la camera ta. Păi eu am, dar la tine la bucătărie n-ai, că nu mai e nicio țeavă. Iar nu s-a băgat de plică că luași țevile tale de aici. Da? Doamne, acest... Păi erau și n-a să zice 15 kg în țevile astea. N-am pomenit de când mama m-a făcut să tai țevile de la casă, să le vinzi. Păi toți prietenii, uite, nu ne cred. E, nu cred, că sunt nebun la cap care nu cred. Dar nu chiar, cred. Chiar a făcut treaba asta, păi prieteni. Păi eu mint prieteni. A tăiat de vindea să ia țigări și cafea, că n-avea oitul până aici. Uite, uitați că țevile la calorifere, la noi la calorifere, vedeți, sunt de cupru. Uitați țevile. Țevile sunt de cupru. Și le-am vândut din cauza asta, că erau scumpe. Ce face patron acum? Faci altă instalație. Eu n-am cum să mai plătesc altă instalație. Ce plătească, că la mine în camera, uite, e. Păi de unde plătește Alin? Că Alin nu plătește. A zis că nu mă interesează tate să facă căldură. Păi da, dar mi-e aiurea să nu le bag și lor căldură. A zis tate că nu interesează să facă aici. Dar căldură să le bag și lor. Trebuie să le bag și lor căldură, patron.
E cam 60 de milioane instalația. Nu 60 de milioane centrala. Și instalația ce fac? Și cu ursul ce face acolo unde a făcut? Lasă la ursul, luăm altă centrală, altă dată, luna viitoare. Centrale. Zi, patronă, cum fac? Trebuie să le iei câte un om la femeile. Să le bagă foc toată noaptea. Să le bage focistul? Să le bagă foc toată noaptea, că ele nu bag foc. Cine le bagă foc? Cum băgăm ei la aceste femei, aceste femei. A băgat le mine toată noaptea. Ale aceste femei. Ha? Deci, prietene, atât de pentru ziua de astăzi, sau mai vorbim, patronă? Mai vorbim ceva? Mai vorbește. De centrale, mai vorbim de centrale? Cu prietenii tăi, să iei centrale, să facem căldură, să facem condiții. Numai să nu murim, prieten, că suntem bolnavi, ați văzut? Azi noapte e afară de tot. Eu era să mor aseară, prieten, chiar mi-a fost rău, rău. Chiar mi-a fost rău, am făcut un plicitor și mi-a fost plic de tot. Mamă, tu la boala ta trebuie să ai grijă de acum înainte. Dar cred, e posibil să fie făcut plicitor din cauza la plic, prieteni? Dați mesaj aici și scrieți-mi și spuneți-mi. Dacă am făcut plicitorul din cauza la plic, dacă am făcut plicitorul din cauza la dinți... Cura plicitor rece, injecția care ai făcut-o. Nu vin. A fost rece, injecția patroane. N-are legătură. Ori din cauza că am avut infecție de la dinți, am făcut infecție, dar doctorul mi-a zis că am fost și m-am verificat iară și mi-a zis că n-am nimic, nicio infecție nu am la dinți. Dar nu știu, putea sau să fiu răcit și să fiu răcit să și să... Nu fiu o gripă pe tine, că pe așa ai noștri toți am fost de gripă. Gripă? Da, și Alin și toți. Da, prieteni, oricum, de la gripă, de la ceva, am făcut eu prisonul ăsta, nu pot să-mi dau seama. Auzi, Vescutunița a terminat curățenie, a făcut în bucătărie. La mine când mai fac curățenie în bucătărie? Păi nu știu, patrou. În suprajerie pune masa, nu într-am mic. Întrebare? Și acolo trebuie să fac curat. Păi și lasă, faci curat, faci căldură? Căldură, dau drumul soba și iau o cârlează de aia pe butelie. E 10 milioane una. Și crezi că stăm noi acolo în cămașă? Păi da, faci. A, da, eu nu mai plec la Turcia. Nu mai, mamă, nu te las 1000 de kilometri. Să mănânci atâta. Păi mă duceam și eu, patroană, mă duceam mamă, să mănânci 200 de milioane trebuie. Păi, patroană, și 5 cum? 5.000 de euro, fără 5.000 de euro, da, că nu, nu te duc la Turcia. Și 5.000 să am, dar problema e și de anii. Nu o să le dai 5.000 pe centrale. Cum să las copiii și mănânci la tine acasă. Nu îmi dau pe nicio centrală, patroană, pentru că iau luna viitoare centrale. Nu te lasă. Dar e vorba de... Cum îl las pe Alin singur? Îl las care Alin destul prieteni. Eu nu pot să las pe Alin singur. Lasă să ducă, lasă. Nu te lasă eu la Turci 1000 de kilometri. Să te duci pe drum, să-ți vină rău. 1000 de kilometri. Mama, mă lași pe mine să mă duc la Turci. Nu te las, mama. Serios? Vedeți, prieten, zice, bine că nu mă lasă. Nu te las. Dar eu vreau să merg pentru Alin, prieten. Bineînțeles, și dacă vrea și Dana să meargă. Ah, dacă vrea și Dana să o plimb. Da, da. Ai plimbat-o destul la năsâpurile de aur. E, lasă. Și ți-a dus o prună la pușcării. A fost de mult. O prună! Patroană. A fost de mult, patroană. Mă vezi să-ți dă treaba asta. Nu mai distra pe meile care nu se omoară de tine. De unde ești tu că nu se omoară? Dar n-am mai iubit și ea. Și ți-a dus o prună la pușcărie. Păi unde-i dacă... ceapa? Unde-s roșiile? Unde-s castraveți care a dus prăsile? Patroană, dacă... Păi nu, n-avea cum că la pușcărie nu se primește așa, mă, cum zice omule, patroana. Făcea de aia, făcea cerere. Că ea știe, cum a venit la doctor. Nu se pricepe așa, prieteni. Nu, era deșteaptă. Dătea telefon, pătea cerere și lua și ea 5 tine de ceapă, 5 de roșii, 5 de crastaveți. Și lua și o bucată de carne, dacă ziceai tu să-ți bagă carne. Să bagă și eu în patet. Hai, în lasă. 2 ani de zile ți-am băgat hai, lasă, patet. Patroană, vă pup, prieteni, și vă iubesc. Revenim mai târziu, prieteni, cu detalii despre ce spune patroana. Sărătate, prieteni, urmăriți toate canalurile mele, lăsați mesaje dacă e bine ce-i zic. Ori nu e bine, prieteni. Să vadă de familia lui că la pușcărie nu l-a căutat nimeni, prieteni. Haideți, vă pupăm, prieteni. Și sărbători fericite. Nu, patron, am uitat să spun. Zile și tu sărbători fericite la lume. Până am zis. Zile acum sărbători fericite. Sărbători fericite.